3 supra 5 0 y reductibilă prin 6. Wow! Deci să se determine toate numerele de forma 2x3. 3. Toate fracțiile. Toate fracțiile de... De forma 2x3, 5, 0, y. Reductibile. Reductibile. Prin 6. Oare ce înseamnă asta, domn profesor? Păi înseamnă că trebuie să se împarte la 6. Exact. Da. Deci ce număr? Deci asta, reductibile. Reductibile. Prin 6. 6. Echivalent va spune că... Deci păi trebuie să vedem ce număr se împarte la 6, că ar se termine cu 3. Adică... Nu cred că... Sau... Nu se împarte niciun număr cu care se termine cu 3 la 6, domn profesor. Nu se împarte niciun număr. Nu, ar trebui să se schimbați. Azi trebuie să puneți 4. Da, dacă pun aici. 2. Dacă puneți 2... Aha! Știu. Pun 2. Și care sunt... De fapt, tot nu se poate. De ce? De ce nu se poate acum? Nu se poate pentru că există numere care se dai, de exemplu, 7 sau 2 sau așa. Dar dacă... 222, de exemplu, nu se împarte la 6? 222. Da. Păi intră de 3 ori, 4 zile... Ah, da. Păi? Deci ce ascund eu aici? La 6. A, voi deja, dumneavoastră, deja v-ați gândit la număr? Nu. Dar ascund ceva. Da. Ce? Eu, în momentul în care am zis să se divide la, să se simplifice fracția cu 6... Toate numele adunate trebuie să dea 6. Nu. Nu. Am ascuns divizibilitatea la 2 și la 3. 2 și la 3, că 2 ori 3 fac 6. Da? Deci, faptul că se e reductibilă prin 6, echivalent cu a spune că 2x2 se divide la 2 și 3. Și tot așa devine 5 și tot atât de bine, 5, 0, y se divide la cine? La 2 și 3. Și acum, ca să se dividă la 2 și 3, hai să vedem când s-ar întâmpla aici. Ce variante aș avea pentru x? X aparține mulțimii valorilor. 2. Prin 2 se împarte tot timpul aici, din cauza că ultima cifră este 2. Trebuie să se, trebuie să divide la 3. Deci parcă aș spune 2 plus x plus 12 2. 12 acolo ar fi. 12. Deci, că nu număr se împarte la 3. Împărțit. Numărul se împarte la 3 când toate cifrele adunate dă suma cifrelor este... Se poate împărți la 3. Corect. Deci ar fi 222, ar fi. O secundă. Echivalent, Daria, cu... Deci 2 plus x plus 2 egal multiplu de 2. De 3? Ba, doar, multiplu de 3, corect. Ori asta, dacă și numai dacă, 4 plus x să fie multiplu de 3. La care sunt multiplu? Iată, asta e exemplu de multiplu de 3. 6. 6, sigur că da. 12. Deci, multiplu de 3 sunt... 6, 300, 9, 24, 12, 12, 333, atenție, 21. Dar aici este cifră. X-ul până 9. Mai mic, egal decât 9. N-are voie să fie mai mic, mai mare, da? Da. Deci 6 și 9. Deci 6, 9, atenție, dar suma să fie multiplu. Merge și 12. Ah. Da? Și avem acum... Merge și 18. Și 18? Ia să vedem. Și 21 merge. Și 15 merge. Și 15 merge. Merge 15 și cu 4. 15 și cu 4 fac... 19 împărțit la 3. 12 merge. Și 21 merge. De ce, Daria? Păi, Daria, hai să gândim așa. Dacă cu 21, 21, poate... 4, 25. Dar x-ul e până 9. 4 și cu maxim 9... 13. Deci nu are cum să fie peste 13. Deci înseamnă este cel mai mic.
6, 9 și 12. Că 4 și cu 8 fac 12. Deci de aici avem variante. Hai să vedem. Deci din tot ce am discutat, înseamnă că x aparține mulțimii. Deci rezultă că x aparține mulțimii variantelor 4 și cu cât să facă 6. Hai să scrie pe rând. Deci 4 plus x egal cu 6. Ceea ce ar însemna? X egal cu? Cine dar? X egal cu? X egal cu? 2. 2. 6 minus 4. Da? Pe rog, 4 plus x egal cu 9. 4 plus x egal cu 9. Rezultă că x egal cu? 5. 4 plus x egal 12. Rezultă că x egal cu 8. Cum x-ul e cifră, nu mai trebuie să dăm și 15, că nu se mai poate. N-are rost, da? Deci rezultă că x aparține mulțimii variantelor 2, 5 și 8. Gata, am știut despre x unde se mișcă. Corect. Merg acum pentru y. Deci 5, 5 plus... Nu, 5, 0 și y se divide la 2 mai întâi, dacă și numai dacă. Uitați-vă cum trebuie să scrieți, dacă și numai dacă. Y aparține mulțimii variantelor. Care variante? Ce poate să fie Y ca să poată? Poate să fie 2, poate să fie 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Și nu se poate 10 că trebuie să fie cifră. Și da, profesor, la 2 e mai ușor, pentru că știu că trebuie să fie număr par. Adică... 0, perfect. Dar același număr, 5, 5 0, Y, trebuie să se divide și la 3. Ori asta se întâmplă, dacă și mai dacă, 5 plus 0 plus Y, se poate împărți la 3. Așa. 1 ar fi 1. Adică Y aparține mulțimii valorilor. Ar fi 4. 1, ai spus? 4. Ar fi 4. 7. 7. Și atât. Ei, dar ca să fii și la 2 și la 3, ar trebui să am elemente comune. Vă ziți vreun element comun? Da, 4. 4. Singurul comun este 4. Deci rezultă Y 4. Egal cu 4. Deci singura variantă este Y egal cu 4. Și acum numerele sunt. Deci numerele sunt. Nu, numerele, fracțiile. 222 sunt 222 pe... Hai să zicem mulțimea A mare a tuturor fracțiilor de formă. 222 supra 504. 252 supra 504. Da. Și? Apoi 282 pe 504. Iată, acestea sunt cele trei fracții care au calitatea că sunt 4 la 6. Da? Deci am ascuns eu aici. Divizibilitatea și la 2 și la 3. Da? Și de la toate variantele acolo, până unii ne putem duce. Așa că am ajuns la sfârșitul orei. Să încercăm să facem acum o sinteză. Să vedem ce lucruri importante am făcut. Sinteza orei. Daria, ajută-mă, te rog, să vedem. Pentru prima dată am făcut probleme de tema care nu-i dat obiect. Probleme de acele două. După aceea am făcut problema cu N împărțit la 13. Teorema împărțirii cu rest. Deci am avut aici teorema împărțirii cu rest. Am mai avut problema asta. Problema aceea. Asta, ce în practic? Aia cu cât și râd. 1, 2, criterii de divizibilitate. Criterii de divizibilitate.
la 2 și la 3, nu? La 2 și la 3. Apoi, am făcut probleme de cele în care am aflat fracția unui număr. Da. 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 Aflarea fracției unui număr. Aflarea numărului când cunoaștem fracția sa. Patru. Aflarea numărului când cunoaștem fracția sa. Și cam atât. Și a mai fost important? Căluțul. Operații cu fracții. Când am făcut mulțimea cele, da? Operații da, cu fracții. Da, da, da. Da, cam asta. Să le spunem prietenilor. La revedere! Nu uitați de like și share! Și pe mâine seară. La revedere! Pe 2 minute. Davide! Da? Ia-mi la teoriul ăla. Nu, ce nu?